Ziua, fraților, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraftia. Din câte v-am amintiți, episodul trecut, noi am făcut puțin spațiu pe aici, dați-vă și voi, cât loc avem acum, și vreau să mai fac. Uitați-vă pe ce nu e chiar arată, totuși, nu? Așa și aici. A venit a mai filmat de greu. Patru. Noi, trei, patru. Și asta duc. Perfect. Perfect. Acum avem spațiu aici destul. Avem și o mică lagună, să zicem că e lagună. Așa. Și vreau să facem următorul lucru. Așa. Da, în primul rând să dăm volum mai încet. Și mai să dăm la 5. Cred că ajunge. Da, perfect. Așa. Bun, deci vreau să fac un fel de gaură de minat. În sensul că... Da, o să vedeți. Dar vreau să fac un fel de gaură de minat în sensul că... O groapă de 9x9, mă refeream, să fac. Ca să avem acolo un loc și noi. Să avem de unde să luăm și noi, să minăm, să astea, știți? Ca altfel, e da. Da, chiar mă, să fac scări în piatră. Da. Patru, șase de scări. Deocamdată s-ar putea să ne ajungă. Să ne culcăm. Hai la cuca, nani, fugi. Așa, bun. Hai să vă arăt treaba aia, chestia. Așa. Sper la nimeni. Așa. Dar nu o să fac de 9 pe 9, o să fac de 1, 2, 3, 4, 5... Nu, 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 da, cred că o să stup aici asta. Avem destul apă... acolo. E chiar dita mai lacul, de fapt. Așa? 3, 2, după că cred că sunt chiar prea multe. Bine. Da. Trebuie să stup în sensul că să nu mai fie apa asta aici, că nu vreau să am apă aici, să curgă apa de sus până jos. Eu vreau să fie așa, să fie așa, frumos. Deci, 1, 2, 3, dar cred că să încep aici. 1, 2, 3. 4, 5, 6, da, 6 avem, 2, 3, 4, 5, 6, bine? 2, 3, 4, 5, 6, da, așa, acum să pun până ajungem la 1, așa, noi nu prea putem să facem lucrurile mecanizate, deoarece nu avem niciun mod, cum ar fi Buildcraft, care introduce
Adică am zis introducere, bază, niște mașinării speciale pentru minat. Adică, de exemplu, sap e una, nu știu cum zice, nu mai știu cum zice, nu pompă, e așa, ne? Zice, și sapă de asta 9x9, dar am făcut de 6x6, și sap minează până jos la bedrock. Deci e ceva. Chiar ca lumea. Sunt niște moduri chiar super tari. Și astea sunt niște moduri care le-am văzut la un om. Nu știu dacă e om sau băiat sau copil sau ce-o fi. Dar știe să joace Minecraft. Știe să joace. Și mă refer la Demstai. Care are foarte multe mizelaci. Foarte. Cred că are vreo câteva milioane. Nu știu, cred. Da, cred. Nu știu. Nu sunt sigur. Nu stau mereu să verific. Dar îmi plac mult videoclipurile lui. El face chiar lucruri șmechere. Știe să joace Minecraft foarte bine. Nu zic că eu nu știu, dar zic că el știe mai bine ca oricine să joace Minecraft. Mai bine ca oricine. Nimeni nu știe să joace ca el Minecraft. E cel mai tare. Să ne întoarcem la ce am zis. Vreau să apă asta aici ca să mai adunăm, poate mai adunăm niște diamante. Nu știu. Vedem. Cine știe. Desigur că această gaură o să o astup. Adică în sensul că o să îi pun ceva deasupra. Pentru că doar nu o să stăm cu o gaură de 6x6 metri, 6x6 cuburi, da? Goală și cine știe ce se mai întâmplă. Cădem în ea, e adâncă și murim cu toți. Poate cădem în lavă. Nu pot să știu niciodată. Așa. Bă, ce cum sunt? Am să pun scări. Așa, plus. E perfect, oricum că nu mai avem pământ de minat, de săpat, de săpat. Acum avem alte chestii. Să vedeți câte lucruri adunăm. Dar, desigur, e foarte posibil să nu adunăm prea multe lucruri sau chiar nimic s-ar putea să nu adunăm, desigur. Că există unele zone în Minecraft, da, Minecraft, în care nu se află nimic. Deci, nu că e un vid total. Se află, dar piatră și sub pământ. Exact. Și nu e prea tare asta. Să ai... să fii muncit atât, să muncești atâta pentru nimic. Deci, e un lucru chiar nu prea interesant. Ți-ai irosit tot, toate materialele, toate alea. Și de asta. Dar merită. Mai ales că găsim și anumite lucruri pe care poate, de care nu știam. Nu? Poate nu suntem chiar așa de avansați în Minecraft încă să știm tot, nu? Nimeni nu e chiar așa avansat. Dar există unii oameni care știu toate lucrurile din Minecraft. Nu vreau să spun că mă număr printre ei, dar zic și eu că... așa, în fine, da, acolo. Ia să iau eu la mine. Vorbim.
facem 3 târnăcoape. Asta că vreau să-l pun acolo. Nu spune să face noapte. Dar nu mă mai întorc ca să mă culc. Când mă încolo, nu mă mai întorc ca să mă culc. Gata. Dacă mă încolo. Până nu termin aici cu asta. Până ajung la bedrock. Mă opresc. Da, asta mă refer. Da, hai, cel mai bine. Fac asta. 3 pickaxe-uri de piatră, cred că o să ne ajungă ceva. Cel puțin pentru episodul acesta. Da, mai mult cred că o să ne ajungă. Nu numai episodul acesta. Așa. Dacă nu voi termina în episodul acesta, voi face în 3 episoade. Voi continua. Și episodul viitor voi termina. Voi termina. Voi continua. Sigur. Pentru că nu cred că pot să termin tot. Adică până la bedrock. Hai că nu. Nici chiar așa. N-am cum. Da, nu? E imposibil să fac asta. Așa că... Of, of, of. Da, până acum n-am găsit decât piatră. Iar că v-am întrebat de ce pun scări. Ei, bine, ca să putem să urcăm și noi înapoi. Sapă, sapă, sapă. Minează, minează, minează. Construiește, construiește, construiește. Nu-i așa? Ce vorbe? Păi cu piatra suntem cei mai tari. Cei mai tari suntem. La piatră nimeni nu ne întrece. Așa că să ne ocupăm de piatră. Cred că o să fac un cufăr de piatră. Da, e bine. Cine? Ce mă? Bă, dar ce puțin mă? Dar tu văd, bă, ce-ai putit? Chiar să face lapte? Da, nu mai se face noapte, s-a făcut zi. Așa. V-am zis eu că găsim. Am zis, dar nu luăm. Să pun tot. Păi da. Facem totul până la capăt. Nu mergem înapoi acasă că am găsit fier. Nu? A, uite, vedeți? Am găsit și cola, am găsit de toate. Nu știu că o să meargă chestia asta. Bun. La revedere, nu uitați să ridicați o mânuță, lăsați un comentariu, dați un subscribe, abonați-vă la mine, adică... Da. Vă uitați cât... Bă, mâine muncă fiere aici. Ha, și mie. Așa. Da, nu uitați. Eu voi termina treaba aici. Până se termină episodul. Mai avem câteva secunde. Bun. La revedere tuturor!